ale practicii să te contenzi aceste cheltuieli. Practic, expunerea la riscul de corupție, cea mai mare pe care o au oamenii implicați în politică, se manifestă în campanie electorală. Deci noi dorim menținerea acestui sistem de decontare a cheltuielor de campanie, care și asigură egalitate de șanse între candidații diferitelor formațiuni politice, dar propunem eliminarea totală a oricărei subvenționări de la bugetul de stat pentru activități curente ale partidelor. Este vorba de o sumă de 250 de milioane pe anul ăsta, calculat, care intră în vistieria principalelor partide din România și, din păcate, aceste partide folosesc banii proveniți din taxele și impozitele noastre, le folosesc împotriva noastră, împotriva democrației, împotriva libertății de expresie, împotriva egalității de șanse între actorii politici care concurează și între candidați. Pur și simplu acești bani sunt folosiți pentru a menține la putere aceste partide toxice,